Salutare tuturor, sufletelor gemene minunate, care ne se alătură astăzi în această citire energetică despre Divinul Feminin. Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, unde abordăm extrem de multe subiecte legate de călătoria sufletelor gemene. Eu sunt Laurențiu, un Master Certified Ascension Coach, afiliat cu Tânful Minus. În această citire, vom simți care este energia Divinului Feminin, ce are Divinitatea de spus Divinului Feminin și ce are nevoie de făcut. Așa că, să începem. În primul rând, se pare că Divinul Feminin este ghidată, are o ghidare care îi vine în acest moment și putem să simțim și să vedem ce fel de ghidare are acum Divinul Feminin, ce este ghidată. Se pare că este o ghidare să facă o decizie legată de viața ei de cum vrea să meargă înainte, ce vrea să facă mergând înainte și chiar să contempleze legate viața ei, deciziile ei, dorințele ei. Așa că, dacă ești divin feminin, aici ai nevoie să stai un pic cu tine ca să înțelegi ce vrei de la viață, ce ți dorești să se întâmple, care este cu adevărat dorința ta cea mai arzătoare aici, și ce ai de când să faci în legătură cu această dorință. Pentru că dacă ți-dorești cu adevărat, poți să o primești. Dar pentru asta trebuie să asculți de ghidarea lui Dumnezeu complet aici ca să ai acest lucru, așa că hai să vedem mai departe ce apare. Așa că se pare că în această ghidare până acum, Dumnezeu îți va arăta. Calea ca să vezi, dar cu această introspecție îți va fi mult mai ușor să vezi unde anume te ghidează Dumnezeu în viața ta, în general. Și va fi nevoie să faci decizia mergi înainte sau nu. Desigur, eu vă îndemn, mergeți înainte, mergeți pe calea care vă arată Dumnezeu ca să ajungeți la ceea ce vă doriți cu adevărat. Se pare că, da, înțeleg, vă doriți să fiți cu sufletul geamăn, dar dacă chiar vă doriți acest lucru ce aveți de gând să faceți, cât de mult aveți de gând să lucrați, cât de mult aveți de gând să mergeți de înainte și să continuați pe această călătorie, chiar dacă este câteodată mai complicat, chiar dacă de dată este mai greu. Sunteți dispuși să mergeți prin toate aceste provocări ca să fiți cu sufletul German, cu divinul masculin? Aici puteți să-mi lăsați în comentariu dacă da sau nu. Și este foarte important pentru că în acest proces o să aveți nevoie să vă acceptați pe voi înșivă. vă. Se pare că divinitatea vă îndeamnă spre aceste decizii ca să ajunge să vă acceptați mai mult pe voi înșivă, vă cine sunteți cu adevărat și ce vreți cu adevărat de la viață. Așa că nu vă fie frică de cum arată, cum mergeți înainte, ci doar faceți acest pas ca să puteți să vă acceptați pentru că atunci poate și Dumnezeu să vă iubească și mai mult, poate să vă ofere mai mult. Și este foarte frumos în acest spațiu, pentru că Dumnezeu vrea să vă iubească foarte, foarte mult. Vrea să vă ofere foarte mult în acest moment. Și odată ce faceți asta, și Divinul Masculin poate să vă ofere mult mai mult. Știu că sunteți acum, poate, acum, doar pentru că eu mi-o ofer acceptare și iubire, El poate să mi ofere acceptare și iubire? Da, pentru că sunteți unul și același. Dacă sunteți divin masculin, o să observați că o să vă fie mai ușor să o iubiți dacă se acceptă pe ea singură. Și desigur, puteți să ajutați dacă sunteți divin masculin și faceți munca spirituală, puteți voi să faceți, ok, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, vindecare, integrare și după aia dacă voi vă acceptați mai mult și ei să fie mai ușor să se accepte și după aia să ce acest lucru. Totuși, să înțelegem ceva. Niciunul nu este responsabil pentru vindecarea celuilalt. Divinul masculin este responsabil pentru vindecarea lui. Divinul feminin este responsabil pentru vindecarea ei. Bun. Și aici, pentru divinul feminin, se pare că va fi un pic mai multă vindecare, va fi nevoie să meargă mult mai adânc ca să poată să continue pe această ghidare care o spune Dumnezeu pentru ea. Va fi nevoie să cultiveze această relație cu Dumnezeu în care să poată să vindece în orice moment, să poată să iubească în orice moment foarte, foarte mult. Așa că aici cumva cum o să arate, cum simt eu, este nevoie de a merge în aceste învățături, învățăturile Uniunii pentru ele, ca să înțeleagă mult mai bine ce se întâmplă, ce înseamnă. Și dacă nu știu la ce mă refer cu învățăturile Uniunii, învățăturile Uniunii sunt învățăturile lui Jeff și Shelia de pe twinflameuniverse.com și acolo aveți mai multe resurse, cum ar fi Free Introductory Cars, care este la sesiunea Free, în care cu acela puteți să aveți multă fundații. Este chiar informația care o predăm noi aici și, și în aceste reading-uri pe care o dăm, multă din această informație puteți să o găsiți și acolo, dar aici doar eu vă fac mai personalizată și în această citire, de exemplu. Dar acelea sunt învățăturile Uniuni de pe tânflemuniverse.com și sunt foarte de folos, vă vor ajuta foarte mult ca să vă creșteți viteza de a fi cu sufletul geamă. Dar acum că am zis de viteză, se pare că asta este una dintre lucrurile care Dumnezeu le spune legate de Divinul Feminin. Divinul Feminin este pregătită să meargă mai repede pe această călătorie, să nu meargă așa încet și chiar să prindă viteză. Pentru asta trebuie doar să accepte această viteză care Dumnezeu vrea pentru ea. Așa că Vedeți frumusețe în această viteză decât să vedeți um, că nu este niciun fel de frumusețe. Pentru că dacă voi vedeți cu această călătorie, cu cât mergeți mai repede, cu atât aveți mai multe blocaje și eu oh, am mai multe supărări, numai așa de frumos sau în alta, nu puteți să vedeți cu adevărat ce minunății se pot uh, întâmpla în viața voastră când vindecați prin toate acestea. Nu uitați! blocajele sunt um, doar acolo ca voi să vă iubiți și să mergeți mai departe să aveți mai multă iubire. În alte cuvinte, cum se spune și în clasele lui Jeff și Elia, sunt uh, cadouri. Blocajele sunt cadouri atunci când le vindeci. Dacă nu le vindeci, o să te simți doar prost. Dar dacă le vindeci, atunci o să poți să mergi mai departe mult mai repede și să vezi doar ca o bucurie. Vezi un blocaj și în loc să te super că ai un blocaj, ești oh, un blocaj. Perfect. Hai să vin de prin el. să mai multă iubire în viața mea. Și asta este atitudinea frumoasă și corectă acolo. Care este nevoie să o vezi dacă vreți să vă fie mai ușor să vindecați. Pentru că dacă voi, divin feminin, vă supărați că aveți blocaje sau vă supărați că vă simțiți prost, că vă supărați, vă supărați pe supărările voastre, atunci vă va fi foarte greu să mergeți prin aceste blocaje sau să vindecați. De ce? Pentru că dacă voi sunteți supărate, că sunteți supărate, practic nu vă simțiți în siguranță ca să vindecați. De ce? Păi asta este pentru că este un fel de, să zicem, de super pe un copil mic că plânge și copilul mic plânge că nu știu, s a rănit, Cum ar fi dacă te superi pe așa ceva, atunci copilul mic nu o să simte foarte nesiguranță ca să mai plângă sau să se deschidă, să elibereze emoțional în fața ta, pentru că vede că nu este în siguranță. Așa este și voi. Dacă voi vă supărați în momentul în care voi aveți un blocaj, vă răniți undeva sau sunteți răniți, atunci o să vă închideți în fața voastră și nu să vă simțiți în siguranță ca să vindecați sau să treceți prin aceste blocaje. Așa că dați drumul la această supărare pentru că aveți supărări și doar vedeți, am supărări, este ok, hai să vindec prin ele, merg mai departe. Bun. Aceasta a fost citirea de astăzi. Vă mulțumesc pentru că v-ați alătrat mie în acest videoclip. Dacă v-a ajutat această citire, nu uitați să ne dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru mai mult conținut de acest fel. Până data viitoare, multe binecuvântări pentru linia voastră armonioasă!